Am revenit în direct. Bună dimineața, stimați telespectatori, bună ziua și cei care ne urmăriți în reluare. Am revenit în direct să vorbim despre o temă importantă, credem noi, o dată importantă în calendarul lui 2015 și anume trecerea la televiziunea digitală terestră. Ce-o fi asta, ce-o fi asta, nu? Apelăm la specialiști, domnul Mihai Măriuții, administratorul Ambra, este alături de noi și ne va lămuri cum stau lucrurile. În primul rând, ce-i cu trecerea asta? Noi ne simțeam bine cu televizorul nostru, cu cablul nostru, cu... Acum, iarăși, trebuie să schimbăm, să trecem, să... De fapt, am trecut de mult. Au trecut alții. Noi... Nu, am trecut și noi cam de multă vreme. E mai mult, să spunem, un furtunător par cu apă. Din ce cauză spun asta? În România a penetrat foarte tare cablul. Care cablul e trecut cam de multă vreme în digital, în sensul că furnizează servicii digitale împreună cu cele analogice, de așa natură încât se rezolve cât mai multe necesități. Deci, pe de-o parte, programele analogice funcționează televizoarele vechi fără nicio modificare, fără complicații, ceea ce este până la urmă din scopul televiziunii prin cablu. În general, scopul televiziunii este accesul comod, deci să nu deranjezi prea tare omul, pentru că în momentul în care începe să fie treaba complicată, mai prea mă uit pe internet, măcar mă uit când am eu nevoie, la ce am nevoie, nu neapărat la ce îmi dea altcineva. Deci, și nu se știe dacă nu cumva chiar ăsta va fi mersul, direcția către deci, internet. Evident, este o direcție în acest sens, dar, cum spuneam, televiziunea și-a păstrat încă o nișă, nișa comodității, nișa... în care mergi, apeși buton și vezi ce ți organizează altcineva, care să spune poate mai aproape de ce vrei tu, chit că această nișă este disponibilă și pe net, pentru că și acolo sunt o mulțime de canale, inclusiv serviciile clasice gen YouTube, oferă sisteme de canale în care umplu, să spunem, timpul cu o serie de emisiuni calate cam pe preferințele personale, pentru că până la urmă cam asta este și motivul pentru care sunt atât de multe televiziuni. Fiecare încearcă să găsească, să caute o nișă pentru niște utilizatori și, practic, scopul televiziunii este, televiziunilor, este să încerce să deservească cât mai bine acea nișă, încât oamenilor să nu le trebuiască un efort. Când, normal, majoritatea oamenilor dau drumul la televizor mai mult ca să fie zgomot de fond deseori, deși vorba vorbește ca televizor. Deci, discutabil în ce măsură... Am văzut, apropo ce spui tu, mi s-a întâmplat asta undeva în Belgia, am intrat la cineva în casă, dom'le, și când am intrat, omul, primul lucru care l-a făcut, a închis televizorul. Eu ce am zis? Păi, dar simțit, frate, dar lasă televizorul acolo, mai vedeam și eu ceva, știi? Chit că nu înțelegeam nimic. Așa, acolo e altă regulă. Vine invitatul, nu dai drumul. La noi îl inviți în sufragerie, dai drumul la plasmă, așa, și stai de vorbă, mai... Televizorul e al, cum să spun, e al membru familiei, e... Da, mă rog, găsiște etape, într-un fel. La noi e poate pe undeva și un efect secundar a lipsurilor în anumite domenii. Vine din trecut. Noi am fost limitați cu televizorul și când am scăpat, da, frate, stăteam... Și limitați și în apunerea interacțiunii sociale pe undeva, că pe hârtie era, că erau o mulțime de ședințe de toate felul sindicate, tot felul de omagii partid, și de, chestiuni, da, de genul ăsta, care, deși oficial au fost chestiuni sociale, de fapt erau tratate cu un mare sectir, cam de marea majoritate a participanților, deci porneau deja cu un... cu minus la capitolul... Aici aveți dreptate. Erau aia de... care mâncau... Cum era poanta aia? Cei care mâncau de la partid, aia, într-adevăr, credeau în sistem, da. Sau acolo încă o pâine. Da, mă rog, o pâine și o banană și o portocală, că ei mâncau... Da, da, și știi când mănânci ajuns să și crezi. Mâncam și noi, dar prin reprezentanții... Știi că și noi mâncam, dar prin reprezentanții noștri la vârf. Mai erau, dar într-adevăr suficient de rare încât să fie ceva deosebit. Să fie exotic. Știi că fructe exotice. Da, înseamnă că sunt rare. Dar ce cu televiziunea asta digitală terestră? La ce trebuie să ne așteptăm? Întrucât, bine, nu, astea sunt niște reguli europene, nu că vrea România sau... Mă rog, aici e o chestiune. Impresia mea că e mai mult marketing, deci, cel puțin la noi, decât mari reguli. De obicei e justificat, și sub textul, domnule, e o regulă europeană. De fapt, fiindcă vine vorba, noi
nicio sfârială. Deci se putea da drumul la televiziune digitală de ani de zile. Dar noi, de fapt, s-a mers cu frâna pusă, în sensul că n-aveai voie. Dacă voiai să-ți faci o emisie terestră digitală, n-aveai voie, că asta e situația. Așa erau regulile. Trebuie să păstrăm tot, să dăm un start ca să facem un mare tamtam în acel moment, să adună... să zicem, mai mult interes în momentul care se spune, noi așteptăm acum, pleacă cursa, pleacă, se creează o tensiune în piață, ceea ce poate favoriza, să spune, pe unii care se atrează la start, pentru că le furnizează publicitate gratuită. Dar, de fapt, cum spuneam, nu e chiar nicio sfârșit în acest punct de vedere. Televiziunea digitală avem de atâta vreme, inclusiv televiziunea prin satelit, DTH-urile sunt toate televiziuni digitale până la urmă. Deci singura diferență este că în loc să vină pe satelit cu antenă, vin, să spunem, pe terestru puse niște emițătoare care nu necesită în felul acesta antene parabolice, ca avantaj, ca dezavantaj, o penetrare mai mică, deci în timp ce satelitul ajunge cam oriunde și în vârful muntelui, aici zonele de acoperire vor fi asemănătoare zonelor de acoperire terestre actuale. Faptul că a fost... Și poate și din cauza că a fost așa ținută, poate și din cauza că într-un fel sau altul a penetrat foarte repede cablul, probabil că au fost legate într-un fel. În multe țări cablul nu a penetrat atât de mult, poate și din cauza că s-a putut furniza servicii prin televiziune terestră relativ comod. La noi această cale fiind închisă, practic singura soluție de a avea acces la multe canale și la calitate bună a fost televiziunea digitală, care a fost oferită de actori privați prin cablu sau prin satelit. În sfârșit, acum se dă drumul la această chestiune. Cablu în America. Televiziunea prin cablu a fost în America. Acolo a fost... A fost peste tot. La noi a intrat destul de repede și destul de competitiv în acest punct de vedere. Adică cu la noi la blocuri a mers minunat. Cabla e mult mai bine. Ăștia stau mai mult pe la case, era mai complicat. Dar la blocuri s-au cablat. S-au cablat și la case. Nu a fost asta problemă. Cu mine a fost, în mare parte, o presiune a pieței, tocmai legată de faptul că existau, să spunem, și partea de satelitare unele mici dezavantaje, apropo de numărul de receptoare. Exact, are aici omul telecomandă, televizorului, telecomanda lui... Exact, iar rolul televiziunii în primul rând să fie ceva comod, să nu ai o complicație. În momentul în care ai o complicație, atunci ei începe să-i se erodeze strălucirea în acest punct de vedere și... Să găsesc tot timpul soluții alternative, cum spuneam, netul în special oferă o mulțime de alternative, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Inclusiv pentru cu tableta, cu așa, cu imediat, tableta, cu intervii, cu intri... Tu le ai și le ai când vrei și, mă rog, în diverse tipuri de condiții. Dar, cum spuneam, la noi, deci, nu e de așteptat să fie o mare șoc în pofida faptului că s-a creat atât de multă presiune, tocmai din cauza că au întinzând atât de mult această lansare, au explodat alternativele, încât interesul este relativ limitat, lucru care se vede inclusiv din interesul scăzut pentru licitații. Deci a fost întinsă, mă rog, gândirea mea este că s-a încercat să se creeze niște facilități pentru a obține niște sume, pentru a implica niște valori mari acolo. Apropo de licitații, da. Pentru realizarea acestui obiectiv, Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații, celebru ANCOM, va scoate la licitație 5 multiplexuri naționale de televiziune digitală terestră, 4 în UHF și 1 în VHF, în standardul DVB-T2, o să ne explici ce înseamnă asta, precum și multiplexuri naționale. Ce sunt multiplexurile astea, să înțeleagă lumea? Cum să vă explic? Alocarea resursei de bandă, deci transmisia inclusiv pe cablu, și terestră și satelit se face prin modulație de radiofrecvență. Ia o purtătoare radio și acolo se modulează ceva, un semnal. Și organizarea benzii radio este făcută în canale. Aceste canale, cel puțin pentru televiziunea terestră, au fost categorisite, să spunem, în funcție de necesității televiziunii analogice. Sunt niște benzi frecvență de lățime de 8 MHz sau 7 MHz, depinde de standard, în care, în mod normal, tradițional, încăpea un canal analogic. Televiziunea digitală, schimbând timpul de modulație, folosește mult mai bine capacitatea de transport și pe același canal analogic se pot introduce mult mai multe canale digitale, multiplexate digital, înăuntru aceluiași, pe aceeași purtătoare, pot să intre, știu și eu, depinde de tipul de codare și calitatea semnalului, pot să intre 7, 8, poate 10, poate 20
la calitate mai slabă, de canale TV. Deci, în acest punct de vedere, pot fi disponibile pe aceleași emițătoare mult mai multe canale TV. Ce îmi permite, iarăși interesant, sistemul de televiziune digitală terestră este că se poate ca să fie refolosită banda, în sensul că aceeași frecvență să fie folosită de mai multe emițătoare, chiar care acoperă aceeași zonă de serviciu. În televiziune analogică trebuia atenție la locarea canalelor și relativ multe canale folosite de așa natură încât un receptor pe un anumit canal să nu fie interferat de semnalul altui emițător, pentru că ar fi apărut pe imagine interferențe, ghost-uri, dubluri și alte chestiuni de acest gen. Și atunci trebuiau relativ multe canale folosite în acest scop și alocate de așa natură încât să nu se propage în zona de serviciu a unui emițător canale ale altui emițător. În televiziunea digitală se poate folosi aceeași frecvență pentru toate canalele, pentru un set de canale, pentru un multiplex. Și de aici vine posibilitatea obținerii economii de canale, pentru că scopul acestei digitizări și de ce suntem și obligați de Uniunea Europeană să o facem este să se mai elibereze din canale încât se mai poate da drumul la servicii de transmisie de date pe internet mobile, care în principiu înseamnă internet. Deci, practic, scopul acestei chestiuni nu este favorizarea unei chestiuni deosebite de televiziune, care, cum spuneam, nu este ceva fantastic. Adică televiziunile ocupau spațiu foarte mult. Spectrul radio, care poate fi în acest fel eliberat. Ce se numește dividendul digital. Dividendul digital este pur și simplu frecvențe care sunt eliberate de televiziuni, care sunt mutate pe o tehnologie care permite refolosirea frecvențelor și frecvențele respective vor fi folosite pentru distribuit internet, una din metodele prin care nu mai e nevoie de televiziune deloc. Foarte bine. Bun, și multiplexurile astea așa vor transmite televiziuni? Înțeleg că vor putea să ia toate televiziunile, vor exista televiziuni, nu știu, cele terestre vor fi gratuite, nu? Sau cum? Nu e obligatoriu, încă nu știm cum se vor așeza lucrurile. Sunt, până la urmă, două variante. Prima ar fi varianta de distribuție la liber, cum este și acum, deci televiziunea analogică terestră nu este transmisă decât în clar, nu este transmisă cu o dată, din câte știu. Cine mai are o antenă de aia veche pe casă? Mai sunt care folosesc, da? chiar și în oraș sunt oameni care folosesc. Și cu antena aia mai prind un TVR1, posturi locale, da. TVR1, TVR, ProTV chiar. ProTV, da, aici local. Deci există un număr de canale care s-ar putea să fie chiar satisfăcătoare pentru multă lume, dar fiindcă, cum spuneam, sunt acum și multe alte alternative. Deci, în principiu, aceste multiplexe vor putea fi transmise canale terestre, probabil aceleași care sunt transmise la liber și pe satelit. Poate ceva mai multe din acest punct de vedere, pentru că televiziunea terestră față de satelit oferă posibilitatea limitării geografice mai stricte. De exemplu, TVR-urile sunt codate pe satelit, pentru că licențele pe care le-au cumpărate pentru emisiuni sunt doar pe teritoriul României și nu au dreptul să difuzeze în alte zone geografice. Ori satelitul, acoperind o zonă mai largă, dacă ar fi transmise în clar, și-ar încărca sau ar costa mai mult licențele pentru programe. Televiziunea terestră fiind limitată geografic de dispoziția emițătoarelor, nu apare această problemă, de exemplu TVR-urile vor fi la liber pe terestru în timp ce satelitele sunt codate. S-ar putea să fie și alte programe în această categorie. În această abordare, cei care vor plăti sunt transmisătorii de canale TV, adică posturile TV. Acestea vor trebui să-și recupereze cumva aceste costuri. Sunt în principiu două variante mari și late. Varianta în care sunt cumva plătiți direct de telespectatori, cum este TVR-ul, TVR-ul fiind plătit de noi toți. Bine, TVR-ul este din calcul pentru că el este obligatoriu. Ți este servit. Este și obligatoriu servit, este și plătit de noi. Adică toți suntem acționari la TVR. Și mi se pare că e obligatoriu să-l introduceți în grilă. Dumneavoastră, distribuitorii de... La cablu este, într-adevăr, este obligatoriu să-l introduceți în grilă. Și al doilea, cealaltă categorie de posturi libere sunt cele, de fapt, iarăși sunt două categorii. Unele care se finanțează din publicitate și unele care se finanțează din politică. Interese de imagine, de politică. Pardon, grumim. Tot publicitate. Tot publicitate se cheamă tot publicitate, la urmă, da. Numai că este mai puțin evidentă. Dezavantajul acestei abordări este că pe undeva impune o anumită direcție editorială a postului, într-un fel.
inclusiv poate câteodată poți să se limiteze la ce emisiuni poți să dai, de exemplu, nu prea poți să critici pe cineva care îți plătește ție publicitate. Una din metodele simple de a scăpa de bătaie de cap în media, cumperi păi publicitate de cine se leagă de tine. Asta e metoda bunului simț de acasă, știi? Băi, nu dai în... Nu... muști mâna lui ăla care te plătește. Asta da, e, exact. Ceea ce, e la România ceea ce poate fi o problemă din cauza că în acest fel mass media nu mai poate să facă un lucru util, adică să joace rolul de câine de pază a societății. În mod normal, rolul ei ar fi tocmai când ceva nu e în regulă și vezi că nu e în regulă să începi să muști ce e asta acolo. Cu mass media, câine de pază. Dar cum nu te plătește decât câinele de pază, nu te plătesc decât hoții, cum s-a spune, pentru că stăpânul nu-ți dă niciun os de ros, atunci mai latrești la latri, lună. Nu mai latri. Mai latri târziu, noaptea. Da, după... da, așa, noaptea, doar da. Cum că vine hoțul taș din gură, da. Pentru că până la urmă de rămâne ce bucată de pâine. Deci și e problematic acest, mod de, este, acest da. Mod de finanțare, dar din păcate este cam cel mai răspândit acum, chiar se amestecă chiar și în domeniile în care unde ar trebui să existe oarecare filtrare. Mă rog, asta e situația. Bine, mai apar... Acum, dacă îmi dai voie, s-au mai clarificat un pic lucrurile. Deja... cam omoare idee când dă pe un canal, bă, ăsta bate mai spre dreapta. Când dă pe alt canal, mă refer la astea de știri, bate mai spre stânga. Când dai la Antena 3, clar că acolo o să fie tocat Băsescu, Udrea și câțiva actori. Și când dai în altă parte. Deci nu, lumea s-a cam lămurit, lucrurile s-au cam... Și e bine așa. Nu e bine. Nu e bine așa? Nu e bine. Cu imparțialitatea? Cum era cu deci, imparțialitatea e o chestiune foarte dificilă. De asta și trebuie să existe o variație de poziții. Pentru că e foarte greu să spui unde anume este imparțialitatea. Deci fiecare transferă prin propriul filtru. Da. Inclusiv oricât de neutru te-ai dori, să spunem, chiar dacă în sufletul tău încerci să fii neutru, practic e greu să pornești la premisa că sigur nu o să ai niciun fel de preconcepție. Deci, în acest punct de vedere, e bine să existe mai multe tipuri de opinii. Am înțeles că la Digi s-a încercat lucrul ăsta, să încerce să fie cât mai corect. Și, într-adevăr, Digi reușește să... Da. Și da, ei mai aduc o critică, mai... Aceeași chestiune, cine plătește acolo, dacă nu te plătește nimeni, atunci n-ai niciun interes, să spunem, să ai un unghi. În momentul în care încep să vină niște fonduri sau niște interese dintr-o parte sau dintr-o alta, atunci fatalmente trebuie să te reglezi de ele. Slalomezi în funcție de cum bate. Asta e, să spunem, efectul secundar al sistemului privat, e că trece prin interese private. Asta e și sensul sistemului privat, să treacă prin interese private. Cineva să-i pese ce e acolo, să tragă într-o direcție sau într-alta. Nu-i rău pe unde. Și patronul ăla trebuie, pe de altă parte, trebuie să avem grijă că s-ar putea întâmpla să existe, adică acele interese particulare care împing niște lucruri, s-ar putea, pe de altă parte, să fie antitetice unor interese publice, care să rămână ascunse, prin un motiv că n-ar nimeni interes să le scoată în față, că iese din punct de vedere. Și aici e un lucru relativ delicat. Adică afacerea de presă vine cumva să-i facă patronului drumul mai silențios cu alte afaceri ale lui, așa. Da, motivul pentru care multă lume se... Deci dacă lași afacerea de presă să-ți meargă, să fie afaceri de presă... Da, acolo unde, de la odică, dacă ai un problemă undeva, îi fac la răcnetul Carpaților. Așa și este, da. Ziarul tău, și acolo poți să dai în stânga și în dreapta, exact. Așa este. Deci e o chestiune delicată în acest punct de vedere, de asta nu e greu de spus a priori că cineva este neapărat extraordinar de frumos, poate s-ar putea întâmpla să fie context temporar, să spunem. Și extraordinar de urât. Noi acum neapărat aici. Problema mai mare cu posturile, să spunem, de extrem, este, în primul rând, că polarizează mult populația și foarte multă lume nu mai realizează că... Dar la ce le spui postul de extremă? Cele care pornesc, să spunem, cu o ideologie într-o persoană extraordinar de vizibile. Deci sunt unde, cum spuneam, de ce... Astea de știri, nu? Astea la care se face... Ceilalți sunt de știri pentru că aici, să spunem, se abate apa implică partea mai practică, apropo de ce se întâmplă, ce votăm mâine, în acest punct de vedere. Și aici, cum ai observat și tu, sunt posturi nu neapărat neutru, dar care încearcă cât de cât să mai ofere perspective mai diferite și altele care sunt un pic vizibile, în sensul că ai noștri sunt frumoși și albi și călare pe calbi mari și ceilalți sunt diabolici și omul rău care are coadă și coarne.
evident, această a doua poziție este evident o caricaturizare. Ei, problema este că multă lume nu realizează că e o caricaturizare și nu încearcă să o mai compenseze, știu și eu, de exemplu, și la caricaturile celelalte, o caricaturile drept bune, ceea ce nu este neapărat un lucru bun, pentru că îți formează o imagine deformată asupra imagine. În realitate, nu sunt oameni doar negri sau doar albi. Inclusiv cei cu multe probleme, acolo în străfundul lor, mulți au crezut că fac bine sau poate chiar vor să facă bine, doar că nu realizează prea bine cam unde ar fi binele ăla sau cum se potrivesc niște lucruri. Poate au ajuns prea repede într-un context în care nu erau pregătiți să ajungă. Da, da, da. Dar e greu să... Adică nu știu dacă e o idee bună de pornit de la început cu ideea că, domnule, dacă are o anumită etichetă de anumită culoare... Și e bine de văzut toate perspectivele. Eticheta asta care s-a pus acum băsist și, mă rog, antibăsist, așa, nu prea e fost cam dăunătoare, așa, da, și... E din... Dar face parte din jocul... E o scenă din Rinocerii lui Ionescu. Da, jocul... O piesă care media ar trebui mai des circulată pe la noi, pentru că sună îngrozitor de actuală câteodată. Dar cam toate sunt atât de actuale. Bine, numai să fie actuale, pentru că, până la urmă... Această parte de beletristică, partea aceasta de fantezie, e fatalmente ancorată în niște lucruri pe undeva. Plus că, chiar dacă nu ar fi, noi avem obiceiul să căutăm similitudini. Chiar un lucru complet aleatoare. De aici e succesul dadaismului, care spunea la întâmplare și cel care citește încearcă să-și imagineze cam unde s-ar potrivi ce citește el cu ceva. Pentru că nouă ne place să găsim, să punem și lucruri într-un context. Chiar dacă ele sunt complet aleatoare, putem să-i găsim un sens. Ăsta e unul din motivele pentru care deseori sensul unor opere nu sunt neapărat cel al autorului. Odată scrisă o operă, până la urmă, autorul nu are mult mai mult cuvânt să spună ce ar vrea să spună acolo decât oricine altcineva, pentru că sensurile le vede cine le citește. Cine le-a scris a fost pur și simplu un panel, cum spuneau, au fost exemple inclusiv cu scris aleator, care au găsit și ele un debușeu ca fiind semnificative într-un fel. În acest punct de vedere, cum spuneam, părerile sunt, pot fi foarte, foarte distribuite. Bine, domn Mihai, văd că te pricepi bine și la literatură. Nu știam că oamenii de tehnică, iată... Da, mulți zic că oamenii de tehnică sunt și roboței, băgată în priză, fac bip-bip. Bip-bip? Nu-i chiar așa. Da, da, da. Hai să ne întoarcem la toate astea. Înțeleg că o să... Nu prea a fost bătaie pe multiplexurile astea, nu? Sau când va fi licitații sau ce va fi? Nu a fost bătaie pentru că, cum spuneam, nu e clar ce... care va fi utilizatul fiind atât de mult întârziate. Noi suntem, cum spuneam, cam multimilionă europeană. Da, da. Nu e cauza că am fi noi mai proști, dar pur și simplu probabil nu s-a găsit un context economic în care... Grei ăștia care fac legea în cabliști sau cum se numesc ei așa, probabil încearcă și ei să se mai poziționeze pe piață, să se mai... Că piața e cam lămurit, așa, din câte am înțeles eu. Aici noi avem, cum spuneam, avem o penetrare atât de mare a cablului, practic pentru cabliști nu este foarte mult interes. Există și, că aici până la urmă toată chestiunea se duce la cum se așează niște fluxuri financiare. Pentru că orice noutate implică un efort tehnic care implică fatalmente niște costuri. Și trebuie văzut cum anume acele costuri vor fi susținute. O soluție, de exemplu, este de folosit televiziunea terestră ca un nou tip de rețea de cablu, ca un fel de DTH terestru, cum ar veni. Deci asta ar fi... Și omul cum va lua semnalul? Cum își va lua semnalul? Va avea el o antenă și... Că astea terestre vor fi gratuite, înțeleg, nu? Nu neapărat, da, să spuneam. E posibil. Până acum, din câte știu, nu sunt multe povești de succes în această direcție. În Ungaria există o asemenea rețea de distribuție terestră codată, Ming TV. Deci este o soluție de a face un nou, de a veni cu un nou operator, sau cu un nou operator eventual, sau mă rog, asta ar fi ce mi-e interesul. Cineva nu care vrea să intre pe piață și ar putea fi un mare operator de telefonie mobilă care au puțină expunere deocamdată pe piața de televiziune, ar putea să spună, hai să sărim partea de cablare și să luăm direct televiziunea terestră, transmitem codat, se dau cartele la abonați. Deci, cum e cartela telefonică, da? Și te uiți de pe 1 până pe 31? Și poți să codezi și atunci să fii un fel de abonat de cablu fără cablu. Ceva similar televiziune prin satelit, similar de TH-ului, de același lucru. Ai o antenă, îți dă un receptor sau o cartelă care spune televizor și plătești un abonat. Deci va veni un cablu fără cablu. Cum e Raiul în Italia?
La fel. Rai în Italia, din câte știu, transmis terestru gratuit, din câte știu. Mai sunt alea de fotbal, mai sunt probabil. E posibil să fie cele care au ceva de așa. Vrei să vezi meciurile, mai cumperi o... Ceva de genul ăsta. Cum spuneam, fiind deja operatorii existenți, fiind deja așezați pe piață, ei nu au avea neapărat un mare interes, pentru că ei au fie satelit, fie cablu, fie amândouă. De fapt, în general, le-au pe amândouă, pentru că rezolvă necesități diferite. Satelitul acoperă peste tot, cablu oferă posibilitatea să ai varietate mai mare de canale, se dea și analogic, e un pic mai comun în acest punct de vedere, acolo unde poate să ajungă. Dar cineva nou care nu a intrat deloc în acest domeniu și care găsește greu, că a mai fost un operator care a intrat recent pe satelit cu un succes destul de restrâns, tocmai din cauza că piața este deja saturată, ar putea să gândească, uite, acest este un moment bun. Cine a fost? Una cea când Mășel a intrat recent pe televiziune prin satelit și nu a avut foarte mult impact, deși oferta e destul de mare așa din acest punct de vedere, tocmai din cauza că piața e deja cam așezată și în acest televiziune, mai ales bazându-se pe comoditate, e foarte greu să muți pe cineva de aici dincolo. Mm-hmm. E o analiză la Orange, da? Vodafone n-a mai investit în așa, pentru că și-au dat seama că nu mai sunt clienți așa de mulți sau cei care au mers la Orange, la televiziune, da? Nu mai poți să-i mai transferi în partea cealaltă. Și ar putea fi, exemplu, un asemenea operator nou să gândească să folosim această oportunitate de marketing, pentru că această trecere de la ziua aceasta este o oportunitate de marketing. Este un lucru rar care este bătut în PO de ani, de zile, fără să se facă absolut nimic și la un dat dat, în sfârșit. Și atunci, fatalmente, ești scos în față gratuit, cum s-ar spune, de presiunea posturilor TV sau, mă rog, a mass mediei care spune, uite, domnule, în sfârșit, uite, ăla face și atunci ai publicitate gratuită, chiar foarte persistentă și care poate să te ajute să câștigi. Pe de altă parte, operatorii existenți ar putea fi interesați să intre mai mult, notă că le-ar trebui, cât să limiteze oportunitățile pentru alții. Și atunci spunem, domnule, dacă la televiziune, mai grabă licităm noi și luăm noi canalele respective, chiar dacă nu le trebuie, pentru că noi suntem acoperiți cu cablu sau satelit, dar decât să vină cu un concurent, mai grabă ocupăm noi această chestiune și o dăm așa să fie, ca să nu complicăm piața. Cum te vezi cu Ambra pe piață, cu ăștia grei? Voi sunteți cei mici cu dinozauri. Ce să zic? Nu ne-a pune la început la ideea să neapărat să luptăm cu unii sau cu alții. Nu, dar și legile sunt făcute în așa fel în țara asta, încât ăla micu îl mai zdrobim, ăla mare, hai să-l facem și mai mare. Mă rog. Aici e chestiune legată de modul în care se fac și modul în care se transmite se desfac, interesul public către partea de legislație și organizare. La noi, fiind o anumită fractură, tocmai datorită faptului că fiecare stă cu bucățica lui și nu prea e preocupată lumea să vadă o imagine largă, apropo de ce se întâmplă și încotro ar trebui să mergem, atunci nu există, să spunem, o presiune populară în a păstra sau a dezvolta niște idei, niște principii. Toată lumea se plânge, domnule, nu avem principii, dar practic nimeni nu face aproape nimic. Absolut nimic. Trâmbițăm și batem toba cu interesul public, dar când e să-l la obiect, să demonstrăm un lucru, iată că nu se face prea mult. Și un exemplu e cu ProTV-ul, cum v-ați lovit voi cu... Cu lucrul acesta. Nu numai acesta, sunt și pe televiziune. Pentru că aveți problema cu mari operatori care vă solicită sume mari pentru a vă pune pe cablu, deși exact. Conform legii voi ar trebui să fiți mascherii. Deci există o listă de canale care sunt obligatorii de transmis. De după cum ați observat și voi, acea listă mascherii este obligatorie pentru cei mici, pentru cei mari este opțională. Cei mari spun, domnule, n-am nevoie de maschere. Negociez eu cu fiecare cablist și cer eu cât cred. Chiar nu-i contează dacă are nevoie sau n-ar nevoie. Aceea este legea sau ce persoană, asta este pretenția. Deci, teoretic, vedem tot timpul la televizor, romle, Duralex, Edlex, Fiat Justiția per Admundus, lucruri foarte frumoase de băgat pe gâtul naivilor. În practică, lucrurile se fac cam după interese. Și legea este acum flexibilă. Și cum în domeniul ăsta sunt interese, pentru că nevoia, foamea românului pentru televiziune este încă, apetitul românului este încă ridicat. Apetitul românului este încă mare, mai mult dintr-o obișnuință, cum spuneam. Deci este o chestiune ciudată și neapărat bună, chiar dacă o să sune lucru... Rămâne distracția lui foarte ieftină seara când vine acasă. Românul nu are bani
să iasă la televizor? Că dacă ar avea bani, nu știu dacă ar merge seara la un restaurant. Dacă ar avea bani, s-ar mai duce, s-ar mai plimba. Dacă ar avea bani, el ia televizorul și asta e. Nu, de ce deci sunt de distrat, se poate distra și fără bani. Și suficient, mi-aduc aminte, când eram student, n-am 10 oameni, făceam o petrecere, ne distrat ceva. Păi n-aveai televizorul, asta îți spun. Aveam și televizorul, aveai televizor. O mulțime de lucruri. Deci, bine, când a apărut video, a fost explozia. Deci, e o simplificare, să spunem, a lucrurilor. Și că deodată s-a putea întâmpla chiar distracția să fie, să spunem, mai aproape de suflet atunci când o faci cu niște oameni decât când o faci cu un aparat... Comoditate, da, e comoditate, tehnic. E adevărat. Și aici așa explică ce făceau belgienii. Pentru că veneau oameni, atunci oprim ceva care este o chestiune filtrată, să spunem, o chestie... Bun, aia era din buna creștere a lor, eu exact, după aia am aflat. Exact. Nu stai cu televizorul. Pur și simplu, în momentul în care... Atenția e pentru invitat. Pentru invitat, pentru coleg, pentru și aduce altceva, adică ți aduce... ei realizează probabil că la televizor vedem ceva filtrat, ceva care, să spunem, pune niște praguri peste care nu se poate trece, cam ce mesaj se poate da. Chiar vedeam zile trecute la emisiune, o emisiune foarte înduioșătoare despre un caz medical care era prezentată cu totul altfel decât se întâmpla că știam de cazul respectiv. În realitate. Și era prezentată complet diferit. Pur și simplu, ei aveau probabil un scenariu cam ce anume, cum trebuie să arate. Nu avea treabă politică, o chestiune pur și simplu. Nu, zic voit, da, ca să dea mai bine. Deci, domnule, cam așa trebuie să prezentăm noi, că ar fi lumea, plânge lumea, vai. Apăsăm pe coarda sensibilă, că românul... Cât că ar fi existat cursuri sensibile mult mai importante, care nu au fost nici măcar amintite, pentru că probabil nu se potriveau cu ce voiau să transmită. Și am realizat atunci, bine, aveam o idee, cât de departe este ceea ce... Realitatea... din televizor. Vin diversi, ne dau niște emisiuni că domnule plânge acolo lângă sufletul românului, când în realitate poți vezi că erau mult diferite lucrurile și poate aș fi învățat mult mai multe dacă ți-aș prezenta lucrurile așa cum au fost, nu cum trebuie să se potrivească cu șablonul emisiunii, care folosește, să spunem, diverse realități așa ca pretext pentru a mai face încă un program, ca o idee de scenariu. Și a mai face rating. Ceva. Bine, ratingul, mă rog, asta e problema pe undeva, că e foarte greu de spus cum e mai bine. Nouă ne plac că aici e o problemă mai grea, legată de faptul că ne place foarte mult să vedem lucrurile să fie simple. Încât și-am vrea totul să fie clasificat după o singură valoare, de unde și excesul, să spunem, importanței care se dă banului. Dom'le, totul se trece prin bani. Bani e o măsură, în momentul în care el devine o valoare în sine, deja se dă peste cap întregul sistem, ceea ce se întâmplă la noi și numai la noi în ultimul timp. Aceeași chestie și cu ratingul. Dacă în momentul în care începi să-l vezi ca o valoare și nu doar ca o măsură a... să spunem, a cât de bine faci ce faci, în momentul respectiv începe să vină o chestiune păguboasă. Undeva ratingul e necesar, pentru că, cum spuneam, e greu să finanțezi un post care nu face rating, domnule, nu se uită nimeni. Dar, pe de altă parte, dacă încep să zici, domnule, trebuie să existe și o ierarhizare. Deci, pur și simplu, deci dacă ratingul este slab la un post, trebuie să ne uităm, domnule, postul acela face ce trebuie, dacă face ce trebuie, poate putem să încercăm să ajutăm tot trebuie societăți să se creștem rating. De exemplu, și eu discutăm mai mult despre ce se întâmplă, de ce spune postul acela. Acum, de exemplu, în vest, în presă și în mass media și rețelele sociale, sunt o mulțime de discuții, câteodată chiar aproape obsedante cât de dese, a unei, domnule, ce a fost la emisiunea de aseară la Tonight Show sau la nu știu care chestiune. Și mă întrebam care e logica. După aceea mi-am dat seama, domnule, asta e metoda prin care crești ratingul și crești penetrarea unor mesaje potrivite, unor mesaje care se apropie de ce vrei să transmiți tu. Pentru că la noi nu prea se face, poate și din cauza, domnule, de ce să fac eu să-mi cresc eu ratingul concurenței? Că e alt post media, e concurența mea, hai că trebuie să ne batem, că la mea până a mea. Aici e mica mare problemă cu bătutul după pâine, că începem să vedem ca fiind jocuri cu sumă nulă, știi, domnule, este o pâine, o ia ăla sau o iau eu, când de fapt s-ar putea întâmpla să nu fie sumă nulă, s-ar putea întâmpla să... colaborând într-o anumită direcție, de fapt să fie mai multă pâine pentru toată lumea. Și pentru el, și pentru mine, și pentru ceilalți din jur. Gândești ca socialist.
mai multă pâine pentru mai multe guri. Mai multă pâine pentru mai multe guri este o chestiune cât se poate de capitalistă. Iarăși, la noi sunt o mulțime de chestiuni așa de falsificate că mă uit la televizor, vin inclusiv la posturi naționale, vin niște tipi așa superiori și încep să scoată niște enormități, cum a venit, nu știu care este, că domnule, scopul capitalismului e profitul. Dar de unde? E prostie chestiunea asta. Profitul este un mijloc care, dacă merge bine, scopul capitalismului este să creeze cât mai multe produse servicii, să fii util societății, să faci ceva, în loc să te duci și eu să te joci undeva, mai faci ceva pentru alții. Dacă în anumite contexte acest lucru este încurajat de faptul că făcând acel lucru foarte util, restul societății îți alocă resurse sub forma de acest profit, care profit poți după aceea să faci ceva încă mai bine, să le extinzi, pentru că practic ăsta este profitul, este mesajul societății, dom'le, tu faci ceva bine. Și am vrea să faci acel lucru mai mult. Și atunci îți alocăm profit, care profit se transformă în capital, care produce lucrul care îl faci tu din ce în ce mai bine, până când eventual vin și alții, pentru care este profit, vin și alții care vor să facă pe același domeniu, crește competiția. În acest punct de vedere, profitul este o chestie destul de eluzivă în capitalism. Este mai mult cârnațul care stă în fața calului, în fața câinelui să tragă. Probabil mulți din cei care au lucrat deja știu că cu cât crezi că te apropii de el, cu atât fuge mai departe, pentru că se apar diverse chestiuni și deseori piedici. Sunt mulți capitaliști care ajung să câștige mai prost decât dacă ar fi salariați în domeniul respectiv. Pentru că datorită presiunii, de data ce este un loc de profit, se mai bagă încă cineva, se fac investiții pe ideea, las că ne-o scoate noi, nu se știe unde, și atunci vin fonduri care nici măcar n-ar fi trebuit alocate acolo, dacă ar fi fost vorba de alocare rațională. Dar ce am să spun era că ce este important este faptul că acest profit este dat ca mesaje societate. Deci societatea ar trebui să selecteze, este treaba societății să selecteze ce anume este util pentru a aloca profitul. Din păcate, ce înseamnă acest lucru util nu este predefinit. Trebuie să ne căutăm propriile valori ca societate. În momentul în care propria noastră valoare este și mașini luxoase și alte chestiuni de genul ăsta care nu fac absolut nimic, în acel moment... Da, noi venim venim cu treburile astea din societatea trecută. N-am avut televizor, n-am avut mașini, n'am avut vile, n-am stat toți la... Da, acum că am scăpat la liber, hai să... am rupt lanțurile. Acum ne lipsesc cei care să... Și ușor să înceapă să discerne, să înceapă să educe. Mai vin unii din când în când sus cu niște pretenții docte că cum tu n-ai citit Schopenhauer, n-am nicio discutat cu tine, eu sunt la alt nivel. Ceea ce e o chestiune extraordinar de proastă. Pentru că intelectualitatea trebuie să fie o chestiune democratică. Intelectualitatea trebuie să fie pe toate drumurile. Oamenii trebuie, după ce au asigurat cât de cât ce au de mâncat, care nu fie de ochi, hai să spunem că în linii mari este rezolvat, ar trebui să... ar fi frumos pe undeva să se preocupe și de interesul societății din jur care i-a dus acolo într-un fel. Bun, hai să ne întoarcem la ale noastre pentru cel de acasă, pentru telespectator. Am lămurit-o noi ce fac ăștia mari, deja lucrurile probabil se mai negociază, greie din domeniul ăsta probabil mai încearcă să mai... vadă cum mai bate vântul ca să se poată și ei poziționa pe piață. Pentru cel de acasă, pentru telespectator, pentru om, ce se schimbă? Deci pentru marea majoritate nu se schimbe nimic. Deci doar vor mai avea o nouă opțiune ca furnizor de televiziune. În general, marea majoritate sunt deja abonați la o firmă de cablu, care oferă un mare număr de canale. Odată cu digitizarea vor avea o ofertă nouă care va include un număr de canale gratuite, care erau și până acum prin satelit. Deci acum pui antenă de satelit, asta vreau să explicăm. Pui o antenă, cum erau antenele pe bloc, mă rog, acum e cu farfuria respectivă, și poate să prindă, nu știu, 40 de, se vorbește de un număr de 40 de canale, da, probabil, cam cerca la liber. Cam pe acolo. Deci, sau cu o sumă mai... Aici o chestiune iarăși va depinde de cum... Iarăși o chestiune economică. Practic, așa cum este făcut acum digitizarea, din câte înțeleg, este gândită în ideea să fie finanțată de posturile TV. Care posturi TV, multe din ele sunt deja destul de înghesuite la capitolul financiar, ele susținând la această oră, practic, doar transmisia pe satelit, care costă și ceva de genul 3-5 mii de euro pe lună, cam ce ca aproximativ. Este o sumă. Pentru multe televiziuni e chiar mult. Pentru televiziune locale este mult, dar pentru televiziune națională nu este chiar foarte mult. Au și aia, la rândul lor, alte costuri. Pentru deci, practic, au singurul cost de ridicare a satelit, pentru că după aceea sunt distribuiți de cablici gratuit.
Deci cabliștii nici nu plătesc, dar nici nu iau bani de la posturile respective. Lucru care a fost inversat relativ recent de acest mare operator, care au început să ia bani de la firmele locale, exact cei care nu-și permit să luce pe satelit, sunt cei mai amărâți, sunt jumuliți de canale TV. Asta este unul din efectele vizibile, dar din păcate mult prea puțin popularizate. Lumea chiar nu știe. Lumea știe vieții. Pentru că mă întâlnesc cu foarte multă lume. Băi, nu vă prind cu ăștia locale. Am toate canalele de la Cutare. Sunt abonat. Dar unde ești? Sunt la Rom Telecom. Sunt la Cutare. Nu vă prind pe voi. Ei, asta e marea problemă. Televiziunile mici, locale, sunt concentrări. Că multe date la o parte. Trebuie să distrugem, că asta e textul general. Cum spuneam, s-au făcut jocurile. Discuția este, domnule, nu trebuie să existe posturi, rețele locale, trebuie să existe doar una, două naționale și asta e situația. TVR-ul. Îmi dai șapte TVR-uri, îmi dai nu știu care. Dezavantajul. Eu mă uit la tine și eu chiar mă uit la televiziuni locale, pentru că tu m-ai inclus în grilă și televiziuni. Din Arad, din Cutare, din Buzău, din așa... TV Neptun. Mă uit și la zona locală, pentru că mă mai interesează să mai văd ce mai fac ăia pe acolo, prin Iași, prin Suceava, prin... Da, pot fi interesante. Unele sunt specializate. De exemplu, cei din Arad transmit, dacă nu mă înșel, servicii... Nu stau tot timpul, dar câteodată să văd ce mai fac ăia. Sunt interesat să intre și ei în lupta asta capitală europeană. Foarte tare. Dau la alții, să vedem ce fac alții din... Bine, această curiozitate cam lipsește. Deci, marea majoritatea oamenilor sunt cam fixați pe un anumit canal și acolo se uită. Chiar, deși nu se uită la el. Deja fac urât dacă nu-l mai au acolo. S-au mai văzut alții și eu câteodată stau și mă uit pe bandă. Nici n-aud ce spune ăla. Mă uit pe bandă să văd când vine Piatra Neamț. Piatra Neamț, 5 grade. Așa, dă mai departe, stinge asta. Bine, am pus canale din alte părți și din cauza că acum, fiind mobilitate, sunt oameni care vin în alte părți sau au și eu copii pe ca studenți. Cei în Arad au servicii religioase catolice, pentru că acolo sunt mai mulți catolici și noi avem... Transmit din zonă, da. Exact, noi avem în Piatra o populație catolice considerabilă și am spus că poate fi de interes pentru această chestiune. Deci încerc cumva să completez cu ce se poate completa de la alții, lucru care poate ar fi nevoie și la noi. Nu știu dacă neapărat au o audiență semnificativă. Da, da, da. Observația mea este că marea majoritatea timpului este consumat pe un număr extraordinar de limitat de canale. Și asta nu e bine, da. Da, în principiu, că... da, mă rog, e greu de spus ce e bine și ce e rău. Nu poți să noi definim pentru un om. Dar putem observa efectele negative ale acestui lucru, care s-ar putea să fie considerabile, de genul oamenii nu mai sunt interesați de ce se întâmplă alături, ei doar se uită pe canalul central pe care dă ceva plângăcios, se simte el că, că are sufletul acolo. Bun, dar având, de exemplu, multă lume a început să se uite la Paprika. Să mai... urmărească show-urile de... Pentru că și la noi au intrat, iată, la televiziunile, cele două televiziuni generaliste mari, Antena și ProTV, Antena 1 și ProTV, show-urile acestea despre mâncare, despre... Așa, deci au început să mai fie rupți de la televiziunile astea de... Da, în general, de știri, de asta neapărat... e direcția, de creat niște. Asta e o chestiune care probabil multe televiziuni la noi încă nu au înțeles-o și... timpul începe să fie scurt și pentru ele, pentru că, din păcate, se apropie o funie de par. Cum spuneam, tocmai datorită acestei concentrări, se ajunge ca niște sume să fie unul mai mare. În momentul în care lucrai cu firme mici locale, ce ne ajutam unii pe alții. În momentul în care discuți cu mari coloși, și atunci trebuie să joci cum îți cântă ei, asta e. Și atunci s-ar putea întâmpla să nu mai poți să... Dar asta cu coloșii care îți cântă ei nu prea e normal. Exact. Adică... mă rog, normal, asta e situația. N-am reușit să convingem populația să gândească altfel. Plătim cum îți aștine, așa dormi. Te-au certat oamenii, între ghilimele, să spun așa, după episodul cu ProTV-ul, pentru că foarte mulți abonați de la Ambra au fost supărați când s-au trezit cu ProTV-ul scos. Ne-am anunțat de foarte multă vreme că acolo sunt probleme. Problema, am spus-o de la începutului, nu atât suma care se cere, cât discriminarea. Deci, asta ce ar însemna, ca să înțeleagă telespectatorii? Suma în ce constă? Mă rog, suma nu era... Problema este faptul că firmele locale ar trebui să plătească triplu. Nu e niciun secret. Este adică cablistul local, exact. Deci, mic? Pentru că multe lume își închipuie că cabliștii iau banii și bagă în buzunar. Nu, de fapt, banii care se plătesc, de fapt, cablul TV este un sistem de finanțare a canalelor TV. Practic,
Cam asta. Ei își vând. În timp ce, cum spuneam, pentru televiziunea televiziunea normală, publică e gratuită. Clar, plătim prin abonamentul electric pentru televiziunea publică. Unele posturi sunt finanțate prin publicitate, altele sunt finanțate direct prin abonamentul la cablu sau la satelit sau la ce ar fi. Și fiind finanțate în acest fel direct, sunt mai puțin presate să depindă de publicitate cu efectele lor. Bine, multă lume, multe posturi insistă să mănânce la două guri. Adică, pe de-o parte, iau și bani de la cablu și la spate mult, dar dacă tot au audiență, scot și foarte multă publicitate. Inclusiv TVR-ul este în această situație în care se bagă multă publicitate, din păcate, deseori de proastă calitate, adică m-aș aștepta la TVR să nu vedem publicitatea la niște produse de utilitate discutabilă, tocmai din cauza că pe ei finanțăm direct chiar. Dar, mă rog, tocmai din cauza că standardul de derivă... Eu n-am auzit unul care dacă tot vin banii, hai să luăm. Așa. Mi-aduc aminte, iară vin episodul ăsta cu Roșia Montană, o să discutăm probabil în zilele următoare, câtă publicitate deșanțată se făceau la multe canale. Dar unul a zis, domnule, nu vreau să iau publicitate de la voi, pentru că nu știu dacă ce faceți voi acolo e ceva corect. Toți au luat, au zis, să rămână boda proste, că așa e românul, dacă se poate lua și de acolo, și de acolo, și de la stat, și de la cetățean, și de la... statul mai plătește și niște bani, că televiziunea e o gaură, crater foarte mare, negru. În efect, a lipsit busolei morale. Da. Deci, în mod normal, și se bagă și bani subvenționați acolo, pentru că, na... Asta e efectul colateral negativ a faptului că totul este transferat prin bani. Din cauza că am ajuns, din păcate, o societate în care totul e măsurat în bani. Totul ne uităm, domnule, cum crește PIB-ul, cum crește aia, fără să ne uităm, domnule, mergem încotro, trebuie, PIB-ul e un instrument. E adevărat, sunt televiziuni care s-au branduit, așa, și chiar nu ne explicăm, noi aici ne întrebam, cum de s-a difuzat a noua oară s-a difurat singur acasă și a făcut un rating uriaș și a bătut show-ul de pe antena. E simplu, cum spuneam, oamenii sunt învățați X-Factor, să se uită acolo. Deci da. De când am văzut oamenii nu se mai uită la dar post. Nu, da, filmul ăla văzut a noua oară. Asta nu contează. Asta să te uiți acolo vorba, pentru că... Fiindcă veni vorba, oamenii sunt inteligenți. Deci, eu am observat o chestiune. Oamenii nu se uită la ce transmit, oamenii se uită la siglă. Pe asta zic, deci, s-au prinduit, da. E deja un reflex pavlovian. Adică da. Ne-am învățat acolo ne uităm indiferent ce se dă. În condiții care omul se duce oricum, de ce să cheltui mulți bani? După ce avem 5 televiziuni de știri, care e logica să te mai uiți seara la știrile Pro TV sau la știrile de la antenă? Deci, nu? Deci dacă toată ziua... Nu s-a obișnuit acolo. Da, hai să ne uităm acolo, că dacă spune acolo, dacă spune și acolo, probabil de cea mai mare... Bine, acum fiindcă veni vorba, aici sunt vinovați, zic eu, și celelalte canale TV, care... s-au încadrat la același sistem. Multe din problemele noastre sunt datorită unei idei proaste, că trebuie să tacem din gură, să nu criticăm nimic, lasă-și facă fiecare treabă. Ori nu așa merg lucrurile. De fapt, critica este lucru care ține, să spunem, societatea cinstită. Critica e, de fapt, câine de bază a democrației, nu presa. Presa este câine de bază a democrației prin faptul că ea transmite acea critică. În momentul în care presa taie critica, din vari motive, mă respectiv nu prea și mai face rolul și atunci începe să devină o chestiune opțională. Deci și problemele care sunt că nu, aproape nu mai contează atât de mult sau nu cât de mult ar fi dorit. Da. Ori în momentul în care unele, să spunem, rețele, canale au acumulat foarte multă putere și au început să abuzeze de ea, în mod normal, primii care ar trebui să țipe de sus până jos ar fi fost restul presei, mai ales în contextul în care în acest fel se ajutau singuri. Din ce cauză? Aceste mari rețele, atrăgând majoritatea audienței, practic ele secătuiesc piața. Deci tu degeaba faci un program, poate chiar și interesant, dacă nimeni nu se uită la tine. Iar dacă omul este învățat acolo, el nu se va uita la tine. Deci ai pur și simplu un interes direct să-i explici omului, domnule, e o idee prostă să te uiți acolo, știi că te-a cam păcălit, uite așa cum, îi și explici cum o face. Dar omul vrea să fie păcălit. Am impresia că omul are o plăcere nebună să fie păcălit. Deci în principiu fiecare încearcă să se uită în gura politicianului care îl minte, așa, dar lui îi place. Lui așa. Până nu s-au convins oamenii. Și din cauza că nu, cum domnule ne-au păcălit ăștia? Când îl văd dus la DNA cu cătușele, băi, într-adevăr ne-au păcălit. Dar omul n-ascultă și nu vrea să... Iată, spuneam ceva ora trecută la emisiune despre Moise Guran, care el, la el am auzit eu prima oară
vă spun un pont, luați credite în franci elvețieni, e mult mai ieftin și e foarte așa. Ei, uite, emisiunea lui Moise Guran, finanțată de Banca Transilvania, cea care a preluat Volksbank, campioana creditelor franci elvețieni. Nu, nu exact. Asta e așa o paranteză. Chiar nu rețin, Moise Guran spune că la vremea aceea el din potrivă spunea. Eu l-am auzit. A, nu știu, nu l-am auzit. Vă vând un pont, aceea. Eu știu de la vremea respectivă. Dar, într-adevăr, acele credite au fost mult promovate de un număr de televiziuni, chiar văzusem și articole pe această temă, că și-au luat unii de la televiziuni credite, au fost bucuroși și l-au propagat în piață. Cam singura voce care țin minte că a fost contra a fost vocea guvernatorului BNR, care a spus, domnule, ia-ți în banii care iei tu. Și toată lumea râdea, el vrea să-și vândă marfa, vrea să-și vândă leu. Da, da, da. Bun, asta e situația. Acum toată lumea încearcă să... Așa este. Deci am lămurit lucrurile. Pentru telespectatori, mai avem un minut, poate un minut jumate. Televizoarele trebuie schimbate pentru cei care au televizoarele vechi. Deci, câtă vreme ești abonat la rețea de cablu, nu se va schimba absolut nimic. Dacă vrei să treci... Deocamdată nici cu alea nu sunt posturile alea din eter, cum să spunem așa, cum era odată. Nu se știu, deci lucrurile clar, deocamdată... Da, aici sunt niște discuții, apropo de cum să am, pentru că sunt tot felul de interese, apropo de ce se va întâmpla și... Mă rog, s-au gândit mare cabliști, acum, domnul Mihai, s-au gândit mare că, băi, dacă dai la ăștia 40 de canale, vor fi mulți care vor zice, băi, nevastă, da, hai să nu mai renunțăm la cablu, la domn Mihai și să ne punem o oală pe balcon. Fiindcă veni vorba, noi dăm 40 de canale gratuit. Deci cine, pentru cine e problemă, suma respectivă, noi avem un serviciu în care oferim deci deja 40, venit... 30 de canale, dacă nu știu, 30 sau 35, câte se poate face tehnic, sunt oferite gratuit la cine dorește, în abonații noștri, se pune un filtru și canale care sunt gratuite și care vor fi gratuite și pe restul, le putem oferi în continuare, adică nu, le putem. Le putem oferi dintotdeauna ca să oferi foarte vechi, dar cu puțin aderență. Deci sunt, cred că nu mai pe degete numărul de amatori. Din ce cauză? Realmente nimeni nu mai stă într-un leu pe zi. Mm-hmm. Sau ce puțin nimeni care își poate permite să se mai și de la televizor. Adică cine nu are bani aceia, probabil bine e 120, de muncă. 120 că, na. Adică, realmente, chestiunea obsesia acum, hai să ne uităm la ultimul leu, a fost exacerbată, poate deseori, inclusiv de mass media. Hai să așa comparăm este, pentru chestii că domnule, acolo e cu un ban mai ieftin. Fără să uite, domnule, sunt niște avantaje, niște avantaje. Hai să vedem niște complexități, cum sunt. Ei, culmea este că lumea nu se mai uită la mass media și începe să-și facă propriile judecăți și să vadă, stai, domnule, că nici nu mai stăm aia 50 de bani și merită să dăm un leu pe zi ca să avem în plus, poftim discovery-urile, la care poate nu ne uităm noi, dar se uită copilul, poate mai învață ceva. Corect. Uite, eu m-am uitat duminică la Bollywood, pot să spun, la Bollywood clasic și am mai văzut Vagabondul de altă dată. Păi da, na. M-am săturat. Aceiași oameni duminica la prânz la toate canalele. Aceiași oameni. Dacă vorbesc despre părintele Arsenie Boca, vin aceiași oameni. Dacă vorbesc despre Băsescu, aceiași oameni. Dacă vorbesc despre pensii, aceiași oameni. Băi, gata. Sunt alte poste, cum spuneam. Hai să emigrăm. Hai să emigrăm la Bollywood. Îți mulțumesc tare mult. Deocamdată, stimați telespectatori, așa e în România. Până pe 16 iunie, probabil, nu se știe nimic. Dar ceva se va întâmpla. Ceva se va întâmpla și aici, pentru că România a rămas în urmă și, ca de obicei, ea face pașii mult mai greu. Domnul Mihai Amăriuțe, administratorul firmei Ambra, a fost aici alături de noi. Am răspuns și cu ProTV-ul, pentru că ProTV-ul pune taxe foarte mari, cere foarte mulți bani de la abonat. Triplu. Problema este triplu. Că, deci, dacă aceeași asumă la toată lumea, nu ar fi nicio problemă. Toți cableștii creșteau abonamentul. Problema este că la unii se cere triplu față de cei mari. Și a rămas doar un ProTV în sistem analog pentru cei care mai dorim știrile de seară. Transmisia lor terestră, sigur. Da. Măcar la meteo mă uit, la 8:30 mă uit la meteo să văd și în rest cam atât. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Până una alta, vă mulțumim pentru atenție. Până mâine, toate cele bune. La revedere! Zi bună!